Am găsit, prieten. Cu voi tot X-Force 667. Pentru voi astăzi am pregătit Need for Speed Most Wanted 2012. Need for Speed Most Wanted 2012 este un joc racing open world creat de compania Criterion Games și publicat de Electronic Arts. Jocul a fost anunțat oficial la data de 4 iunie 2012, în timpul conferinței de presă E3. Need for Speed Most Wanted 2012 are loc într-o locație fictivă sub numele de Fairhaven City. Designul orașului a fost inspirat după orașele Boston și Pittsburgh. Orașul conține numeroase obiecte pe care playerii le pot distruge pentru a obține puncte de viteză la profil. Orașul este alcătuit din mai multe regiuni și o gamă largă de drumuri, care variază de la rețelele downtown până la autostrăzile cu 6 benzi, drumurile montane și aleile din zona industrială Callahan. Need for Speed Most Wanted 2012 este al 19-lea joc din seria Need for Speed și a fost lansat în toată lumea pentru PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, iOS și Android pe data de 30 octombrie 2012. De asemenea, jocul conține și o versiune pentru consolele Wii U, ce a fost lansată în 2013. Jocul este asemănător cu jocul anterior, intitulat Need for Speed Most Wanted 2005. Need for Speed Most Wanted 2012 prezintă un stil unic de joc. O parte din caracteristicile unice specifice stilului sunt: în joc nu există bani. O parte din vehicule pot fi deblocate fiind parcate în jurul orașului Fairhaven și permit playerilor să facă schimb între mașina lor curentă și cea parcată. Aceste mașini sunt cunoscute sub numele de jackpots. Și acum să vă prezint jocul. pixeli, texturi largi pornite, ceață, umbrele largi. Asta are legătură cu luminozitatea și cu contrastul. Umbre mai dezvoltate. Ocluzionarea ambientului. Reflexiile. Detaliile VFX. Geometria mașinilor. Felul cum se reflectă lumina. Și Super Sampling dezactivat. Dacă activezi Super Sampling la 2 sau la 4, jocul va fi blocat la 30 FPS-uri și performanțele vor fi mai scăzute. Mă gândesc că probabil este un bug și că se va remedia în viitoarele update-uri. Aici, apăsând un simplu E, putem schimba mașina. Dar mai întâi doresc să vă prezint o cursă. Și apoi... I am pursuing
backup requested. Copy that. Advise of suspect detail. Additional units will be assigned. Copy that. Any description available on that suspect? Over. What is vehicle described as a supercar? Copy that. One more location. Driver now, 10.2, he's hitting civic property. That's our chipping, push that in for a moment. Can you advise on secondary? Over.
Dispatch to all units in code 3. Supervisor is suspending search. Return to duty. Toate mașinile acestea sunt gratuite. Sunt răspândite pe toată mapa. Și noi putem alege oricare dintre ele să jucăm. Chiar și... gata. Aici este o listă neagră cu boși. Și după ce se învindeți în cursă toți boșii, trebuie să le dați un rec ca să le furați mașina. Le luați mașina și practic vă alegeți cu toate mașinile și după ce îi învingeți pe toți boșii, mai trebuie să mai completați lista de curse normale bazate pe curse off-road, curse de drifturi, sprinturi și curse de viteză. Fiecare pe nivel de dificultate. Aici mașina se poate customiza. Upgrade-urile nu le cumpărați, ci le primiți în funcție de podiumul pe care îl aveți în cursă. Dacă, de exemplu, ieșiți pe locul 2, vă eliberează roți off-road. Dacă ieșiți pe locul 1, vă eliberează pe lângă roți off-road și nitro sau șasiuri. Vedeți? Dacă ieșiți pe locul 1,
Doar pe locul 1. Pe locul 3 nu vă eliberează nimica. Deci pe locul 3 se consideră doar că câștigați cursa, dar nu aveți apreturi eliberate. Aceste SP-uri, crediturile astea, nu sunt bani. Sunt experiența câștigată. Și cu cât este mai mare, cu atât vă permite să învingeți mai mulți lideri din lista neagră. Eu am 252.285 de puncte de experiență până acum. Să-i luăm mașina. Dispatch, it just
just lost a suspect. Back. Crack. Este că pentru fiecare mașină sunt alte curse. Singurele curse care rămân la fel sunt cele ale liderilor de pe lista neagră. Thank you.
dispatch, I'm losing this guy. Contact for target. You've been busted. Next time you'll have to outrun the cops and then stay out of sight to get away. Văd că nu mi-am luat mașina, nu mi-a scăzut din credituri. Dar oricum e prima dată când mă prind. Suspect has evaded officers.
district. All units in code 3 pursuit. Vehicle has not been located. Return to duties until further notice. Nu-mi convine deloc să ieși pe locul 3, eu doar pe locul 1 pot să ies. Așa mai merge. Nu
upgradăm roțile, un sistem mai performant și nitro. Dragii mei, acesta a fost Need for Speed Most Wanted 2012. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe sau un comentariu. Eu vă doresc o zi frumoasă și ne vedem data viitoare.